ca să ceară prezența lui Dumnezeu în după masa aceasta, în mijlocul nostru. Heavenly Father, we worship your majesty. Amen. We are glad to be this afternoon in this place of worship. Amen. And we thank you for all those who were able to come to join us in thanksgiving for the wondrous things which you have done. Amen. We pray that your presence will be here through the Holy Spirit. We thank you for Jesus Christ, our Lord and Savior, because in his name we are gathered together here. We thank you for those who envision to start this congregation, this church of our Lord Jesus Christ 10 years ago. We pray that you'll guide from now on those who are leading the church now. We pray for the pastor, we pray for his family, we pray for the members of this church, Amen. For the young people. Amen. And let them be witnesses for you and for your love in the world in which we live. We thank you for our leaders at the Baptist Union of Amen. Victoria. Amen. We thank you for their concern and love for this world. We praise you for your many blessings which you bestowed upon us. We thank you for the leaders in the community, for the Romanian community in this part of the world. Amen. We thank you for those who are willing to lead us, to help us. We pray today that the Word of God will be the one who will strengthen us, will help us, will guide us. Amen. Because everything we'll pray in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. May be seated. Ocupăm locurile. În numele Domnului Iisus Hristos vă spunem un bun venit la toți în după masa aceasta. We welcome you well in the name of our Lord Jesus. Sunt 10 ani de când Biserica Harul și-a început lucrarea în acest oraș, în această parte a orașului Melbourne. We celebrate 10 years since Grace Church began to worship the Lord in this area. Probabil că ați observat Eben Ezer. Maybe also notice the writing up on the cross, Eben Ezer. Și trei culori. And the tricolor, the flag of Romania. Eben Ezer înseamnă piatra de amintire sau până aici ne-a condus Domnul. And of course you know the meaning of the Hebrew writings. God helped us until these days. It's a remembrance stone. Aș vrea să dau cuvânt domnului consul Nicu Cojocaru să se adreseze bisericii. I'd like to invite the Romanian consul to speak to us. Iubiți credincioși, mă bucur să fim împreună în această zi minunată. I enjoy being here together in this wonderful day. Să celebrăm împreună marele eveniment. Și să and to celebrate together this special event. 10 ani de la înființarea Bisericii Baptiste Harul. 10 years since the Grace Baptist Church was formed as a church. Iubiți credincioși, în această zi minunată vreau să felicit în același timp și pe fratele Corin din Bernal. Beloved Christians, with this occasion I want to congratulate brother John Isvernario. Mi-aduc aminte ani de zile în urmă, mai precis acum vreo 25 de ani de zile. I remember about 25 years ago când am ajuns eu în Australia. When I arrived in Australia, călătoream cu trenul din centrul orașului. We were using the train from the city center. Călătoream către hotelul Spring Valley și and we were going to the refugee camp. He calls it the hotel in Springvale. Hostel. Ah, not hotel. Hostel. The hostel, the refugee camp. I thought you were living in a hotel. Și știam chiar
Deci o poapă să mai zicem așa în engleză. And my English was almost zero. Nil. Și dintr-o dată aud pe cineva că vorbește lângă noi, limba română. And suddenly I heard someone speaking in our language, speaking Romanian. Și când mă apropie de respectivul care vorbea românește, era fratele Corin. And when I approached the person who was speaking Romanian, guess what? John is there. I just felicit încă o dată pentru toate eforturile depuse de anumanilor. So I congratulate him for work that he has done over the years. Pentru a deveni, să spunem, liderul acestei comunități. To become the leader of this Baptist community in this area of the city. În același timp, aș vrea să felicit pe toți românii din această seară aici. At the same time, I would like to congratulate all the Romanian people here. Faptul că am reușit împreună să purtăm steagul creștinesc și aici la Capitolul Domnului. And the fact is that we managed together to carry the Christian flag all the way to the end of the world, to Australia. Iubiți credincioși, eu vreau ca și în această seară. Beloved Christians, I would like that even tonight, this evening, să vă fac o invitație pe data de 3 aprilie. To invite you on the 3rd of April this year. Să ne bucurăm împreună căci pe data de 2 aprilie se va termina procedura de integrare în NATO a României. And I invite you to celebrate together on the 3rd of April, because on the 2nd of April, Romania will be accepted, is it correct? Yeah. In the process of implementation of Romania into NATO will end, actually. Așa will be finalized. Așa cum știți dumneavoastră, România a fost invitată acum un an și ceva ca să facă parte integrat în NATO. As you all know, Romania was invited about 1.5 years ago to be part of NATO, a full member. Păreți dumneavoastră căci Dumnezeu și-a țintit tot timpul privirea asupra României și nu a lăsat-o ca să ajungă decât acolo în locul de origine al României.